Peter Dutnik este convins că luptătorii mascați care cuceresc teritoriile din partea de nord a Ucrainei sunt o amenințare puternică pentru creștinii evanghelici. Cum se comportă separatiștii proruși cu creștinii din Sloviansk? Nu se comportă bine cu noi, deoarece consideră că Biserica Ortodoxă este superioară tuturor bisericilor. Ei mai cred despre creștinii protestanți că sunt spioni americani și din moment ce America este un dușman, și creștinii sunt dușmani. În 12 aprilie, rebelii înarmați cu arme automate au preluat controlul orașului lui Dutnik. La câteva zile după, unii dintre acești bărbați au apărut la biserica lui. Am venit la biserică și ne-au spus că trebuie să plecăm. L-au arestat pe pastorul senior. Le-am spus că vreau să merg cu ei, dar nu au fost de acord. Apoi au preluat controlul asupra bisericii Vestea Cea Bună, cea mai mare biserică evanghelică din Sloviansk. Rebelii ne-au spus că nu mai putem desfășura slujbele religioase. Apoi, doi preoți ortodoxi, unul dintre ei având o armă, au spus că biserica noastră le aparține lor și că vor începe să-și țină slujbele în ea. Aceștia nu numai că au preluat controlul asupra bisericii, dar foloseau subsolul pentru a depozita gloanțe, lansatoare de rachete și alte arme. Am obținut în exclusivitate aceste imagini cu subsolul bisericii. Am fost șocat când am văzut aceste imagini. Subsolul era plin cu arme. Erau sute de cutii cu care ar fi putut umple cel puțin trei camioane. Unele cutii conțineau mine explozibile, lansatoare de grenade și mii de gloanțe. Apoi mai e și acest filmuleț de pe YouTube, urcat de un soldat și care arată două tancuri rusești din spatele bisericii. Am fost îngrozit când am văzut asta pe internet. Îi poți auzi pe rebeli cum dau indicații să țintească spre armata ucraineană. În timp ce urmăream filmulețul, mă așteptam ca ucrainienii să răspundă și ei cu foc și să distrugă biserica. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu s-a întâmplat asta. Dutnik a recunoscut ce l-a șocat cel mai tare. După ce tancurile au atacat, în spatele lor pot fi văzuți doi preoți aproape de ușa bisericii, recitând rugăciuni. Preoții se aflau acolo pentru a le oferi rebelilor sprijin spiritual, ca să le binecuvinteze lucrarea și să se roage pentru ei. Am văzut filmulețele cu preoți ortodoxi care binecuvântau tancurile care urmeau să meargă în luptă. Dutnik spunea că mass media din Rusia l-a acuzat pe el și pe alți creștini evanghelici că au stârnit haosul în țară. Acesta a fost acuzat de colaborare cu armata ucrainiană, acuzații pe care le respinge cu vehemență. Crezi că Kremlinul a ordonat ca acești separatiști proruși să-i urmărească pe creștini? Nu știu sigur, dar știu că grija cea mai mare nu a fost numai capturarea teritoriilor ucrainene sau schimbarea guvernului. Acesta este un război împotriva bisericii protestante, pornit de radicalii bisericii ortodoxe ruse. Un studiu recent al celor de la New York Times au descoperit dovezi clare ale legăturii dintre biserica ortodoxă rusă și rebelii proruși. Am vrut să intervievăm un preot ortodox despre acest lucru, dar părintele Nicolae Fomenko a refuzat și ne-a spus să închidem camerele de filmat. În cele din urmă a fost de acord, după ce a încercat să ne confiște microfonul și camera de filmat. L-am întrebat de ce preoții ortodoxi rostesc rugăciunii în timpul ofensivelor rebelilor proruși în interiorul unei zone evanghelice. Aceasta este o informație falsă. Am văzut cu ochii mei, sunt reporter. Cum puteți să spuneți că e o informație falsă? Am dovezi. Pot să vă asigur că e falsă. Acest filmuleț a fost editat ca să pară astfel. În zilele de astăzi, orice e posibil. Vă asigur că e o minciună. L-am mai întrebat pe Fomenko dacă îi susține pe radicalii proruși, dar acesta a refuzat să răspundă. În schimb, ne-a prezentat următoarea analiză a situației. Mass media e de vină. Puteți să filmați asta. Mass media creează confuzie și conflict. De asemenea, a încercat să târâți Biserica Ortodoxă în asta pentru a ne pune într-o postură neplăcută. A insistat că Biserica Ortodoxă nu a luat și nici nu va lua parte la conflict. La începutul lunii iulie, trupele ucrainiene au recâștigat orașul Sloviansk din mâinile rebelilor proruși. Dutnik și-a recăpătat biserica. Viața din acest oraș și-a reluat cursul.